Bună ziua! Multe evenimente au avut loc în ultimele săptămâni pe scena politică din România. Putem spune că a fost o perioadă extrem de agitată și în ceea ce privește viitorul țării noastre. Toate aspectele le voi dezbate astăzi la Puterea Știrilor, alături de domnul europarlamentar Laurențiu Revega, membru în grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Puțin timp ne mai desparte de anul 2019, un an în care vom avea două bătălii electorale, alegeri europarlamentare și alegerile prezidențiale. Cum se pregătește Pro-România, partidul din care dumneavoastră faceți parte, pentru aceste două mari bătălii? Pro-România a început organizarea la nivel național. În momentul de față avem aproape 47 de organizații stabilite. Vorbesc cu organizații la nivel județean, da? Incluzând organizațiile de sector din București. Avem peste 11.000 de membri activi, 11.000 de membri care s-au înscris cu adeziune. Plus de asta, avem, în afară de asta, avem și foarte mulți simpatizați care urmează să facă pasul către membrii cu adeziune. Partidul Pro-România a început deja o dezbatere națională, o dezbatere la nivelul tuturor organizațiilor locale. În ceea ce privește desfășurarea calendarului de alegeri pentru 2019, în ceea ce privește europarlamentarele. Noi ne dorim și ne-am dorit de fiecare dată ca oamenii care vor veni alături de noi să fie oameni care pot lua își pot permite, să spunem așa, să susțină un proiect propriu. Adică noi avem chiar și o competiție în interiorul partidului pentru membrii noștri care au idei și care își propun să facă un proiect pe care să-l susțină și care să poată să fie transformat ulterior în proiect de lege pe care parlamentarii noștri naționali să-l susțină. De aceea este important și acum, înainte cu 5 luni, 6 luni înainte de alegerilor parlamentare, ca oamenii noștri, ca membrii noștri să înțeleagă ce înseamnă exact Parlamentul European. Pentru că ați văzut, de-a lungul timpului există sau a existat o neclaritate între ceea ce face Parlamentul European și ce face Comisia Europeană. Parlamentul European totuși este singura instituție care este aleasă direct de către cetățeni. Parlamentul European, începând cu anul 2009, are drept de codecizie. Adică i-a crescut puțin importanța din punct de vedere legislativ. Încă Comisia Europeană deține exclusiv rolul de legislativ, adică ei sunt cei care concep legile, având în vedere că sunt direct conectați cu ministerele de resort din țările membre. Dar dorința noastră este aceea de a încerca să eliminăm lucrurile care au fost până acum mai puțin plăcute sau mai puțin bine percepute de către români. Pro-România este un partid pro-european. Pro-România este un partid care susține parteneriatul strategic cu Statele Unite. Este un partid care întotdeauna a susținut că NATO joacă un rol foarte important pentru noi strategic și de securitate. Este un partid care își dorește să aducă argumente mai puternice în proiectele care se desfășoară la nivel european, nu pentru că nu este de acord cu ce zice parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană, ci pentru că vrem să înțelegem cum ajungem ca decizia să ajungă direct la cetățenii care ne-au trimis acolo. Ce este important și ce cred că facem noi diferit față de alte partide, este că am învățat să spunem că în momentul în care critici, nu înseamnă că îți dorești să destabilizezi ceva, ci critica este constructivă. Adică totdeauna când vom vedea că proiectele de legi, întotdeauna când vom vedea că direcțiile care vin de la Bruxelles către România sunt în interesul cetățeanului, vor fi susținute necondiționat. Acolo unde vom vedea că există, nu derapaje, că n-aș vrea să trec într-un cuvânt care să fie perceput greșit, acolo unde direcția nu este 100% stabilită cu cei de la național, să poată fi îmbunătățită. Pentru că încă există la nivel european, și nu fac referire în special la România, dar la nivel european există încă directive și regulamente care se aplică în anumite țări, care nu au un fel de subsidiaritate, adică încă mai sunt diferențe de aplicabilitate. Nu pentru că cei de la nivel european și-au dorit în mod special ca țara respectivă sau guvernul respectiv să fie pedepsit, ci pentru că nu au avut un corespondent real în statul membru care să explice de ce nu poate să meargă așa un regulament și de ce trebuie schimbat. Acum, revenind la alegerile europarlamentare, există deja o listă în cadrul partidului? Sunt câteva nume care s-au înscris în această cursă? Există discuții, nu există o listă. Președintele partidului și-a asumat rolul
de a candida și de a deschide lista. Este primul președinte al unui partid politic în România care și-a asumat acest rol să intre într-o bătălie politică. Nu s-a finalizat nicio listă, dar discuțiile, bineînțeles, nu pot fi decât benefice. Noi nu stăm să ne grăbim, nu avem un termen în care să spunem până la 1 decembrie, până la 15 decembrie vom alege oameni. Nu. Lista este deschisă, oamenii care vor merge acolo și oamenii care vor dori să candideze sunt oameni care au propriile proiecte politice, sunt oameni care au activat în zona politică și în zona de administrație și au făcut ceva, fie în guvernarea Ponta, fie în, la europarlamentare. Dumneavoastră, personal, veți mai candida la alegerile următoare? Da, voi candida. Deci vă veți regăsi pe această listă despre care tot am... Dacă voi candida, mă voi regăsi pe listă, da. Domnul Victor Ponta va deschide lista de europarlamentare. Referitor la alegerile prezidențiale, putem, aveți deja, Pro-România are deja un nume care... Avem un candidat, adică Pro-România își dorește să trimită în lupta pentru prezidențiale în anul 2019 un candidat. Nu aș putea să vă dau un nume acum. Ar adică, putea fi domnul Victor Ponta, în opinia dumneavoastră? Ar putea fi orice membru de partid din Pro-România. Dar, cum nu s-a discutat o persoană sau o listă scurtă sau cum vreți dumneavoastră, vom încerca și sunt convins că vom reuși să trimitem la alegerile prezidențiale o persoană care poate să reprezinte absolut orice cetățean și în momentul când, de ce nu, să ne gândim și la posibilitatea de a fi ales președintele României, să nu trebuiască să facă diferențe între votanții domniei sale și non-votanții, adică cei care n-au votat. Președintele reprezintă toți cetățenii, indiferent de opinia politică și mai mult de atât, președintele este totuși imaginea țării. Care puteți spune că este cea mai mare realizare a dumneavoastră în calitate de europarlamentar? Eu cred că sunt mai multe realizări pe care le-am avut. Sigur, de-a lungul cea mandatului. Cea mai importantă? Cred că una dintre cele mai importante totuși este momentul în care am reușit împreună cu colegii din Comisia de Agricultură să trecem anumite rapoarte în ceea ce privește calitatea duală a alimentelor. Domnule Laurențiu Rebega, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai aștept cu mare drag pe la noi. Și eu vă mulțumesc.